Bine v-am găsit la știri. Sinucidere învăluită în mister. Un tânăr de 26 de ani, caporal la unitate militară din Alba Iulia, și-a pus capăt zilelor în pădurea din zona Schit. Tânărul nu a lăsat niciun bilet de adio și se pare că nu avea motive să comită acest gest extrem. Tânărul locuia cu părinții în cartierul Micești și era necăsătorit. De aproape 2 ani era angajat cu gradul de caporal la o unitate militară din municipiul Alba Iulia. A fost un coleg deosebit, a avut un comportament exemplar în relațiile cu colegii și superiorii. În data de 07.06.2012 a fost sesizată lipsa nejustificată acestuia de la program. Militarul a fost testat din punct de vedere psihologic în decembrie 2011 și în martie 2012 a rezultat că este apt pentru executarea atribuțiilor specifice militare. Tânărul a fost găsit spânzurat la 5 km în pădurea din zona Schit de o persoană care culegea ciuperci. Echipa de cercetare deplasată la fața locului l-a găsit pe bărbatul în vârstă de 26 de ani din Alba Iulia, angajat al unei unități militare, spânzurat într-unul dintre copacii din pădure. La examinarea sumară a cadavrului nu au fost evidențiate urme de violență, iar în urma efectuării necropsiei de către specialiștii legiști, s-a stabilit că decesul s-a datorat asfixiei mecanice. Vecinii spun despre tânăr că era harnic și nu avea probleme în familie. Nu cum să cade așa. Nu avea treabă. Încă ne dea și o roabă din sâf și asta. Așa de cum să cade. Știți că avea probleme în familie să face genul ăsta? Nu. Nu o roabă și o roabă bine. Cred că l-au omorât alții, nu? Ce făcut el? N-am avut probleme, ne-am împăcat bine, nu. Nu pot să zic absolut. Avea motive totuși să facă un astfel de gest? Nu m-a întrebat, nu știu. Destul de plăcut ca vecin și ca om. Spocăit, nu, ăștia nu fumează, nu beau, nu... Ce crezi că l-a determinat să... Anturajul, femeile, nu știu. El avea firmă, era cu vreo 7-8 băiesc după el. El avea firmă de construcție, cu termă, nu cu jamă, cu placată, cu tot. Deci sus și până jos la lucrare. Tânărul nu a lăsat un bilet sau un mesaj în care să explice motivele care l-au făcut să recurgă la acest act disperat. În noaptea de miercuri spre joi, un vânător și-a împușcat din greșeală un coleg de vânătoare. Tragicul eveniment a avut loc pe fondul Cergău Mare, în locul numit Frunțile Mănărăzii. Accidentul a avut loc în jurul orei 23 și 30 de minute și a fost semnalat la 112 chiar de autorul acestuia, un bărbat în vârstă de 47 de ani din Blaj. Deplasați la fața locului, polițiștii și procurorul criminalist au stabilit faptul că, participând la o vânătoare de căpriori, blăjanul l-a împușcat din neglijență pe partenerul său de vânătoare, un bărbat de 49 de ani din Cergăul Mare. Victima prezenta o plagă împușcată în partea lateral dreaptă, sub costală. Directorul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba, Nicolae Onețiu, nu are informații în plus, dar afirmă că, din păcate, în ultima vreme, accidentele de acest tip se înmulțesc. Să încercăm să susținem că sunt rare, dar văd că ele se îndeasă. Noi am avut 2 mortale în ultimii 10 ani și în ultimii 23 încă unul am avut. În ultimii 35-4 mortale știu eu. Asta e al cincilea. Mult mai rare decât alte tipuri de accidente, cele de vânătoare au un impact mult mai mare asupra opiniei publice. Cu arma, accidentul are un impact mult mai puternic asupra omului, pentru că noi nu avem armele să... Suntem civili, noi nu facem pentru a face crimă asupra oamenilor, asupra colegilor. Trist a fost aproape în toate situațiile sau... accidentat între prieteni, între cunoștințe, fără să vrea, dar din greșeală. Dai drumul la foc fără să identifici ce fel de vânat e. În nefericitul caz de la Cergău Mare, cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, precum și pentru a se clarifica împrejurările în care s-a produs accidentul. Despăgubiri de aproape 200.000 de euro pentru familiile celor doi tineri din Alba Iulia care și-au pierdut viața într-un accident de circulație produs în martie anul trecut. Autorul accidentului, un cetățean italian, a fost judecat pentru ucidere din culpă și a primit 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare și el a decedat însă în timpul judecării dosarului. Curtea de apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitivă în dosarul penal în care cetățeanul italian Franco Guerini a fost judecat pentru ucidere din culpă. Italianul este autorul accidentului din martie 2011 de la Lancrăm, în care au murit 2 tineri din Alba Iulia aflați pe motocicletă. În dosarul penal al cetățeanului italian care a fost trimis în judecată pentru uciderea din culpă a 2 tineri din Alba Iulia aflați pe o motocicletă în martie anul trecut,
Curtea de Apel Alba Iulia a respins recursurile părților civile și a asiguratorului în cauză, menținând astfel sentința pronunțată de judecătoria Sebeș. Prin această hotărâre, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare, iar de asemenea a fost obligat să plătească alături de partea responsabilă civilmente sumele de 30.000 de euro pentru fiecare din cele 6 părți civile constituite în cauză și de asemenea despăgubiri materiale. Hotărârea judecătoriei Sebeș a rămas astfel definitivă. Italianul a fost trimis în judecată în octombrie 2011 și a fost condamnat de judecătoria Sebeș în luna ianuarie. În timpul judecării recursului, acesta a decedat, se pare, tot ca urmare a rănilor suferite în accident. Banii vor fi plătiți astfel de familia bărbatului în solidar cu partea responsabilă civilmente, firma la care era angajat italianul. Spitalul Județean Alba este în plin proces de modernizare și extindere. Astfel, până pe 31 iulie, noua secție de oncologie va fi inaugurată și sunt în plan mansardarea clădirii policlinicii și extinderea secției de urgență. Spitalul Județean Alba va investi în perioada următoare în mansardarea clădirii în care va funcționa policlinica. Noile spații vor fi destinate secției de neurologie. Extinderea va permite revenirea policlinicii de pe strada Mușețelului în vechiul sediu de lângă spital. De asemenea, începând din luna august, conducerea spitalului are în vedere extinderea secției de urgență. Valoarea estimată a proiectului de extinderea urgenței este de aproximativ 1.700.000 de lei, iar valoarea estimată a proiectului de mansardare a corpului C+D este de 4 milioane de lei. O altă investiție care se vrea finalizată până pe 31 iulie este noua secție de oncologie cu 39 de paturi, pentru amenajarea căreia s-a cheltuit suma de 2 milioane de lei. Weekendul alegerilor aduce program de lucru pentru angajații serviciilor locale de evidență a populației, asta pentru a fi rezolvate toate solicitările pentru eliberarea documentelor de identitate ale persoanelor cu drept de vot. Ghișeele serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor vor fi deschise sâmbătă 9 iunie 2012 între orele 8 și 16, precum și duminică 10 iunie între orele 8 și 21. Cetățenii trebuie să-și verifice termenul de valabilitate al actelor de identitate deținute, iar în situația deținerii unui act de identitate cu termenul de valabilitate expirat sau care urmează să expire, să solicite la sediul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reședință, după caz, eliberarea unui nou act de identitate. Programul de lucru cu publicul pentru fiecare serviciu local de profil este afișat pe site-ul www.dpcep.alba.ro. Instituția Prefectului Alba a distribuit astăzi buletinele de vot pentru toate unitățile teritorial-administrative de pe raza județului. Operațiunea s-a desfășurat sub pază militarizată și s-a încheiat în jurul orei 12:30. Astăzi, începând cu ora 7:30, reprezentanții celor 79 de unități teritorial-administrative au preluat buletinele de vot necesare alegerilor locale de duminică. Prima localitate care a intrat în posesia buletinelor de vot a fost Alba Iulia. După cum ați văzut, fiecare primar vine aici împreună cu președintele de birou electoral local. Este însoțit de pază militarizată, primește buletinele de vot, primește un proces verbal, semnează și merge la destinație. Ei au traseele prestabilite, sunt programați după un grafic foarte precis. Pot să spun că la minut este stabilit totul, iar când vor ajunge la destinație vor raporta că au ajuns și că totul este în siguranță, sigilat și rămâne sub pază militarizată până în ziua votului. După 3 ore, 45 de comune și orașe intraseră deja în posesia buletinelor de vot. Am început la ora 7:30, am intrat în dispozitiv. La ora 8 fără un sfert, prima localitate a preluat buletinele de vot, municipiul Alba Iulia, după care comuna Valea Lungă. Până la această oră am distribuit buletinele de vot pentru un număr de 44 de localități. La ora 12:30 sperăm să fie gata. Au fost distribuite peste 1,4 milioane de buletine pentru aproximativ 320.000 de cetățeni cu drept de vot. Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba informează contribuabilii că până luni 11 iunie trebuie să depună la fisc o serie de declarații. În mod normal, data limită era stabilită pentru 10 iunie, dar fiind zi nelucrătoare, termenul a fost prelungit cu o zi.
Contribuabilii au obligația să depună formularul 096, care reprezintă declarația de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile înregistrate ca plătitoare de TVA care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire. Formularul 010 se depune de către persoanele juridice care au obligația să se înregistreze ca plătitor de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire de 35.000 de euro. Nu în ultimul rând, contribuabilii mai au obligația depunerii formularului 070. Acesta se depune de către persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere și care au obligația să se înregistreze ca plătitor de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire de 35.000 de euro. Absolvenții instituțiilor de învățământ care au cel puțin 16 ani pot beneficia timp de 6 luni de o indemnizație de șomaj. Condiția să se înregistreze în cel mult 60 de zile de la data absolvirii la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă în calitate de persoană care își caută un job. Nivelul indemnizației este echivalentul a 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Se acordă tinerilor absolvenți dacă aceștia se înregistrează la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă în raza căreia își au domiciliul în maxim 60 de zile de la data absolvirii ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Având în vedere că vacanța de vară bate la ușă, vreau să fac două precizări vis-a-vis de angajatorii care încadrează pe perioada vacanței elevi sau studenți și pentru cealaltă categorie de persoane, respectiv absolvenții, fie ei de studii medii sau studii superioare, acestea pot beneficia de anumite facilități vis-a-vis de Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. Astfel, pentru prima categorie, pentru angajatorii care încadrează pe perioada vacanțelor elevi sau studenți, aceștia pot primi pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în decursul unui an, 250 de lei lunar pentru fiecare elev sau student încadrat în muncă pe perioada vacanței. Iar pentru cealaltă categorie, respectiv pentru absolvenți, fie de studii medii sau studii superioare, le recomand să se înregistreze în evidențele Agenției de Ocupare a Forței de Muncă pentru a putea fi mediați în vederea găsirii unui loc de muncă pe piața muncii. Indemnizația de șomaj se acordă după 60 de zile de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării, respectiv informare și consiliere profesională, medierea muncii și formare profesională. Absolvenții trebuie să pregătească un dosar cu actul de identitate în original și copie, actele de studii și de calificare sau adeverință, din care să rezulte data absolvirii în original și copie și adeverință medicală. Mocănița a staționat în Alba Iulia permanent. Locomotiva cu aburi pentru linie îngustă a fost amplasată în centrul orașului, în apropierea parcului pentru copii, acolo unde pe vremuri funcționa gara mică. Istoria locomotivei ne-a fost povestită de inginerul Radu Belu din cadrul regionalei CFR Brașov, expert în patrimoniu. Locomotiva a fost fabricată în anul 1949 la uzinele 23 august din București și a circulat pe mai multe linii de mocăniță din țară. Între anii 1972-1974 s-a aflat la depoul de locomotive Alba Iulia și a circulat pe ruta Alba Iulia-Zlatna. Ulterior a fost pensionată și regăsită din întâmplare în paragină în județul Arad. Nu numai locomotiva este salvată, ci este salvată ideea de a păstra tot ce am avut în căile ferate vechi și a ne întoarce puțin să ne gândim la nivelul tehnic de atunci, în plan comparativ cu Europa, și să ne dăm seama cât de înaintați am fost. Locomotiva asta face o excepție, o locomotivă de cale ferată îngustă, care să știți că ea a dat semnale până orașul Alba Iulia, într-o perioadă foarte scurtă, timp de 2 ani de zile. De ce? A fost fabricată în 1949 la uzinele 23 august, foste uzinele Malaxa din București, și a fost fabricată din stricta necesitate că pe căile ferate înguste din România crescuse foarte mult trafic. V-aș spune ceva, poate nu o să credeți. Căile ferate române au avut 1001 km de cale ferată îngustă. Astăzi nu mai funcționează nici atât. Planurile nu se opresc aici. Locomotiva va avea în curând și vagon și gară, iar pe viitor se dorește realizarea unui circuit de mocăniță în oraș destinat copiilor. În curând, și v-aș putea spune, poate în 2-3 săptămâni, locomotiva va avea și un vagon. Un vagon vechi din 1918, original.
Acum ai dus la toaletă să-l facă, să-l aranjeze, să-l... Știți cum e un vagon vechi? Ca un om bolnav, îl duci la spital, îi mai dai o injecție, îl mai face, așa și pe asta. În etapa a doua vine vagonul. În etapa a treia linia se prelungește, tot cu niște treburi de genul ăsta, de la calea ferată o bucățică, de acolo ceva, și acolo se va construi memorial Gara Mică, să reconstituie Gara Mică orașului Alba Iulia. Iar în etapa a treia, probabil, nu știu, să vedem, în etapa a treia, după ce se realizează toate, ne gândim și la un circuit închis cu aburi pentru copii. Mocănița este cea mai nouă atracție turistică a orașului. Inedit este faptul că restaurarea și transportul locomotivei au fost susținute financiar de firma din Cluj, care a readus-o la viață. De sâmbătă și până pe 9 septembrie, CFR Călători adaptează mersul trenurilor de pasageri la traficul estimat pentru sezonul estival. Vor fi asigurate legături între principalele orașe și litoralul românesc. De vineri, trenurile își schimbă orarul de funcționare conform sezonului de vară. Cum în această perioadă toate trenurile duc la mare, vor fi stabilite continuu legături între litoralul românesc și orașele importante ale țării, precum și legături între Constanța și stațiunile de la malul Mării Negre, dar numai în intervalele orare cele mai solicitate. Nu în ultimul rând, iubitorii Deltei vor putea călători cu două perechi de trenuri interregio, care vor realiza legături către și dinspre Delta Dunării prin Tulcea. De săptămâna viitoare se deschide sezonul la pescuit pe ape colinare și de șes, așa că pescarii începători, amatori sau sportivi își pot face deja mămăligă, își pot prepara nadă pentru momit monștri de pe Mureș, Ampoi, Arieș sau Sebeș. Din 14 iunie se reia pescuitul pe apele curgătoare și la celelalte categorii de pește, nu numai la răpitori. Sezonul la pescuit în zona de munte s-a deschis la 1 mai pentru salmonide, păstrăv și lipan, s-a deschis la 1 iunie, dar în zona de șes, la ciprinide, în mare parte a zonelor de pescuit, se deschide în 14 iunie. Cele 60 de zile prevăzute în lege vor fi epuizate și pescarii vor putea să pescuiască până în primăvară, în zonele de colină și de șes la crab, caras, liber. În cele două luni de prohibiție, braconierii și-au făcut simțită prezența în câteva rânduri. Sunt contravenții aplicate, sunt și niște dosare penale pentru pescuit în perioada de prohibiție. Este o constatare și pentru pescuit cu curent pe râul Mureș în lucru la organele de poliție. Deci sunt faza de cercetare penală. Mai sunt 6 zile până la deschiderea sezonului de pescuit, dar noi le urăm încă de pe acum pescarilor fir întins. Se întrevăd scenarii sumbre în eventualitatea ieșirii Greciei din zona euro. România se află printre țările care vor fi serios afectate de o asemenea decizie, însă unda de șoc se va resimți în toată Europa. Totul se va decide la sfârșitul săptămânii viitoare, când sunt programate alegeri în statul elen. Guvernele și băncile din statele central și est europene își pregătesc deja terenul pentru a suporta cât mai ușor efectele renunțării Greciei la moneda euro. România, Bulgaria și Ungaria vor fi țările cu cele mai mari pierderi din punct de vedere economic. Motivele de îngrijorare pentru țara noastră sunt date de numărul mare de bănci grecești de pe piața de profil autohtonă. Pe de altă parte, vecinii de la sud de Dunăre vor avea de suferit din cauza exporturilor masive către Grecia, în timp ce riscurile Ungariei vin din gradul mare de îndatorare a guvernului maghiar. Monedele țărilor din apropierea statului elen ar urma să se deprecieze sever conform analiștilor. Totodată, criza creată de o eventuală ieșire a Greciei din zona euro va afecta băncile vest-europene, de a căror finanțare depind foarte multe instituții de credit în estul continentului. La sfârșitul săptămânii viitoare, grecii se vor prezenta din nou la urne, după ce Partidul Noua Democrație de centru-dreapta a eșuat luna trecută în a obține susținerea partidelor de stânga pentru a forma un guvern de salvare națională. Peste 200 de cadre didactice au pregătit lucrări pentru cea de-a 12-a ediție a simpozionului Zilele Școlii Albei. Evenimentul organizat de Casa Corpului Didactic Alba are drept scop promovarea schimbului de bune practici în actul educativ. Desfășurat sub genericul Demersul Educațional în Contemporaneitate, simpozionul Zilele Școlii Albei reprezintă deja o tradiție pentru dascării din învățământul albaiulian. Anul acesta avem 210 cadre didactice participante la simpozion, cu un număr de 144 de lucrări, pentru că sunt
și cu autor la lucrări. Dar eu zic că totuși e frumos, ne menținem, suntem mulți care participăm. Scopul este eficientizarea sistemului de învățământ din județul Alba. Ideea e ca să vedem exemplele de bune practici prezentate de fiecare coleg și sunt sigur că toți dorim să preluăm ceea ce este bun, ceea ce este frumos și să aplicăm în școala noastră. Sper să fie un câștig pentru educație tot ceea ce faceți dumneavoastră astăzi, pentru că am spus-o de atâtea ori, să nu uităm, tradiția ne obligă, calitatea ne impune, iar profesia de dască ne dă dreptul la performanță. Profitând de manifestarea științifică, echipa de la Casa Corpului Didactic Alba i-a premiat pe dascălii și elevii care au participat cu consecvență la cele 7 ediții ale concursului Laudă Semințelor, celor de față și în veci tuturor. Vă zicem că premiată. Simpozionul s-a desfășurat pe 9 secțiuni de interes, pornind de la managementul instituțional al clasei, comunicarea și relaționarea în activitățile educative și rolul proiectelor educative în realizarea unor parteneriate autentice în educație. Preșcolarii de la grădinița numărul 12 din Alba Iulia au aflat astăzi ce înseamnă să fie pompier. Micuții au avut ocazia să vadă îndeaproape o ambulanță smurd, să se urce într-o barcă de intervenție și să stingă un incendiu. Copiii au aflat de la pompieri care sunt dotările unei ambulanțe, au încercat ei înșiși targa și s-au urcat în interiorul ambulanței. Aici e foarte tare, dacă vă uitați, da? Da, vedeți? Da, dar mâna, nu poate să se doare mâna. Asta se poate. Cei mici s-au distrat teribil când au probat vestele de salvare și au urcat în bărcile de intervenție. Pentru preșcolare, acțiunea cea mai senzațională a fost de departe stingerea unui incendiu, a unui foc pregătit special pentru ei. Ce sunt pompierii? Sunt niște oameni care salvează vieți. Și ai încredere în pompieri? Da. Ce ți-a plăcut cel mai tare aici la pompieri? Îmi place că dau sus focul. Ce o să te faci când o să fii mare? Pompier. Ți-a plăcut aici la pompieri? Mi-a plăcut la pompieri. Ce ți-a plăcut? Să sting focul. Și altceva ți-a mai plăcut? Cu barca? Da. Pentru pompieri, aceasta nu este prima vizită educativă pe care o primesc. Inspectoratul pentru situații de urgență unire al județului Alba astăzi a avut oaspeți în principale elevi de la grădinițe, de la licee și de la școli, ocazie cu care s-au desfășurat activități de informare și educare preventivă. I s-a prezentat tehnica din dotarea inspectoratului. Am popularizat activitățile pompierilor, cele pe care noi le desfășurăm zi de zi. La finalul acestei activități trăim cu speranța că acești copii sunt mult mai bine pregătiți pentru viață. De mici, copiii și în special băieții sunt atrași de tot ceea ce înseamnă munca de pompier. În urma proiectului nostru tematic, care s-a numit Salvează vieți, sună la 112, ne-am gândit că ar fi oportun să aducem copiii noștri la pompieri, să-i vadă pe viu, să vadă simulare de incendiu, să vadă ambulanța, mașinile cu care domnii lucrează. Pentru evaluare am avut și la pictură o temă pompierii noștri, la care au lucrat cu mult drag și am adus câteva dintre lucrările lor să fie văzute și de către domnii care lucrează în această meserie frumoasă. La încheierea vizitei la pompieri, concluzia este una singură. Cine vrea să facă pompier? Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Bine v-am găsit la știrile din sport. Se spune că ce nu te omoară te face mai puternic. Tradiția este pe cale de a muri în orașul nostru. Înființat în anul 1924, Clubul Unirea poate să dispară de pe harta fotbalistică a României. Echipa va rămâne în perioada următoare fără acționari principali care își vor prezenta demisiile din cauza că autoritățile locale sau județene nu sprijină clubul. Cu aproximativ 80.000 de euro datorii către jucători datorate neplății salariilor de două luni, desființarea este tot mai aproape. Stadionul care a găzduit echipe precum Steaua, Dinamo sau Rapid își poate închide porțile pentru suporterii echipei de fotbal. Comunicatul emis ieri de către oficialii clubului este un semnal de alarmă. Dacă nimeni nu va sprijini clubul în perioada următoare, echipa care a terminat pe locul al 6-lea în primul sezon de Liga 1 poate avea soarta Unirii Uziceni sau a Craiovei. În această situație, toată lumea așteaptă să vadă ce se va decide cu reunirea lotului, situația antrenorului sau campanie de transferuri. După ce au câștigat primul loc în Liga 4, Europa Alba Iulia mai are de trecut un hop pentru a evolua în Liga 3. Aceștia trebuie să îi învingă pe jucătorii formații clujene Vulturii Vultureni în barajul de promovare din 20 iunie. Președintele Asociației Județene de Fotbal a declarat că nu s-a realizat nicio performanță dacă echipa nu câștigă meciul de baraj. Europa Alba Iulia a terminat campionatul pe primul loc cu 78 de puncte, unul mai mult decât cei din Cugir. În 20 iunie, europenii vor afla dacă vor juca în a treia divizie fotbalistică din România. Cine ar fi fost câștigătoare pentru noi ca organizatori, foarte important să treacă și de jocul de baraj, pentru că în ultimii 3 ani degeaba am avut o campioană dacă n-am reușit să promovăm în Liga 3. Așa că le ținem pumnii în 20 iunie. La jocul de baraj care se va disputa la Oradea împotriva celor de la Vulturii Vultureni, campioana județului Cluj, și sperăm să evolueze la anul în Liga 3. Acesta mai declară că a fost deranjat de unele declarații de-a lungul întrecerilor sportive, dar interesele fotbalistice sunt mai presus decât interesele unor conducători de fotbal. Campionatul a fost lung, palpitant și la vârf și în partea de jos, multe discuții, într-adevăr, câteodată chiar deranjante, dar toate fac parte din fotbal. Locul 3 din Liga a 4-a, performanța Alba Iulia va întâlni astăzi în finala Cupei României, faza pe județ de la ora 17, nouă promovată în cea de-a 4-a Liga Arena Alba Iulia, care a avut un parcurs fără înfrângere sau egal în Liga a 5-a. Astăzi va începe Euro 2012. Cea mai importantă întrecere între țările de pe bătrânul continent este găzduită de Polonia și Ucraina. Competiția debutează în această seară cu primul meci dintre gazda Polonia și reprezentativa Greciei. La acest turneu sunt prezente cele mai tare reprezentative din Europa. Spania, câștigătoarea din 2008, va încerca să-și apere trofeul în fața unor țări precum Germania, Franța, Italia sau Portugalia. Meciurile de fotbal vor fi urmărite de milioane de oameni, organizatorii dorind ca la finala campionatului să bată recordurile finalei de Super Bowl din America, unde peste 110 milioane de oameni au stat în fața televizoarelor. La Euro, mulți jucători doresc să treacă peste așteptări, iar ca de fiecare dată, performeri precum Benzema, Ronaldo, Müller sau Ribéry sunt de urmărit. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare pe Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Am avut parte de vreme caldă astăzi și predominant frumoasă. Cerul este mai mult senin cu unele înorări și izolat, averse și descărcări electrice în zona de munte. Vântul suflă slab și moderat, iar presiunea atmosferică nu se va modifica semnificativ până la sfârșitul intervalului. Temperaturile maxime se încadrează între 24 și 32 de grade, iar cele minime, în general, între 10 și 19 grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 18 grade la Alba Iulia, vor fi 20 de grade la Sebeș, 19 grade la Aiud, 17 grade la Blaj și 15 grade Celsius la Câmpeni. Noaptea, mercurul din termometre va coborî până la valoarea de 11 grade la Alba Iulia și Blaj, vor fi 13 grade la Sebeș, 12 grade la Aiud și 10 grade Celsius, înregistrează termometrele la Câmpeni. Sâmbătă, vremea va fi călduroasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 28 și 34 de grade și minime ce se vor încadra, în general, între 13 și 21 de grade. Ziua, cerul va fi variabil și doar în zona de munte, după amiaza și izolat, vor fi ploi de scurtă durată.
Așadar, aproximăm regimul termic de mâine, oscilând în jurul a 34 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 33 de grade la Aiud, 32 de grade la Blaj și 30 de grade Celsius la Câmpeni. Duminică vremea se va menține călduroasă, dar posibil să redevină instabilă. În orările se vor accentua temporar, iar către seară și noaptea vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, posibil cu aspect de vijelie. Izolat va cădea grindina, iar ploile vor avea caracter torențial. Temperaturile maxime se vor situa între 28 și 34 de grade, iar cele minime între 11 și 21 de grade. Doamnelor și domnilor, cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc să aveți parte de un weekend cât se poate de plăcut. La revedere!